Dacă în episodul trecut am fost în Spartii, locul unde este fosta cetatea Spartei, astăzi mergem la 10 km de Sparta, unde descoperim orașul Mistras sau Mistra. Acesta este genul de loc în care te încarci de istorie. Mistras este poate unul dintre cele mai vizitate locuri din Grecia și pe drept cuvânt. Acest loc chiar merită. Dragilor, acum plecăm din Sparta. Deși la 7 km de statuia lui Leonida din centrul orașului poți ajunge la vechea cetate a Spartei și situl arheologic, eu și cu Victoria preferăm și alegem în ziua aceasta să vedem orașul părăsit, Mistras. Mistras este un oraș medieval, o poartă de acces spre istoria îndepărtată. Orașul poate să fie considerat un muzeu în aer liber, iar din anul 1989, cetatea, palatul, bisericile și mănăstirea principală fac parte din patrimoniul mondial UNESCO. Grecia este o țară alcătuită din locuri minunate, iar Mistras este cu siguranță unul dintre acestea. Mistras sau Mistra a fost capitala despotatului bizantin Morea între secolele 14 și 15, perioada în care a înflorit din punct de vedere economic și cultural. Mistra a fost fondată în anul 1249 de un prinț al Ahaiei, care a căutat să construiască o cetate pentru a proteja Sparta. În anul 1460, ultimul despot al Moreei a predat orașul împăratului otoman Mehmed al II-lea, iar orașul a fost locuit în toată perioada otomană până în anul 1830, când a fost abandonat. Iar după ce Otto al Greciei a reconstruit Sparta, toți locuitorii din Mistras au părăsit orașul și s-au mutat acolo. Am ajuns în parcarea principală a vechiului oraș Mistras. Ca să fiu sincer, arată într-un mare fel. De-abia aștept să urcăm să descoperim această veche cetate. Sus. Ar fi ideal să ajungem sus acolo, la castel. Imperiul Bizantin a făcut din Mistra capitala despotatului de Morea, statut pe care l-a păstrat până la căderea Imperiului Bizantin. În anul 1348, împăratul Ioan al VI-lea l-a numit pe fiul său Manuel în fruntea despotatului, marcând începutul unei perioade de prosperitate, atât economică, dar mai ales culturală pentru oraș. Astfel, Mistra este condusă de fii sau frați ai Imperiilor Bizantini. Sub despotul Teodor, Mistra este al doilea oraș ca mărime din Imperiu, după Constantinopol, având peste 40.000 de locuitori. Urcăm spre poarta principală a castelului din Mistras și suntem fascinați. De-abia aștept să ajungem sus, deci de aici este o priveliște magnifică a orașului părăsit sau abandonat, sau am mai găsit și numele de orașul fantomă. Ultimul împărat roman al răsăritului, Constantin al XI-lea, este despot al Mistrei înainte de a urca pe tron. Demetrios Paleologus, ultimul despot din Morea, adică din Peloponesul de astăzi, întoarce orașul sultanului otoman Mehmed al II-lea pe 31 mai 1460. În continuare, Mistras rămâne un oraș important. Găzduiește reședința papei de Moree și numără atunci 50.000 de locuitori. I can say that this is the oldest city what we've ever seen in Greece, and it's I think in the best conditions, because except the castle we can see and houses and monastery and churches and from this what we see here we can have some imaginations about how it looked before 150 years when people lived here. Pe lângă zecile de mii de locuitori, aici înflorește și comerțul, datorită dezvoltării producției de mătase. În anul 1687, venețienii au ocupat temporar orașul, până în anul 1715, iar în anul 1770, Mistras a fost pentru scurt timp în mâinile rușilor,
care, susținuți de greci, au încercat să libereze Grecia de prezența otomană. După această revoluție a Greciei împreună cu rușii, otomanii reconstruiesc orașul, dar această reconstruire este urmată de o teribilă represiune împotriva populației, care scade la doar 8.000 de locuitori. Mistra a rămas otomană până în anul 1822, chiar și după războiul de independență a Greciei. Am dat o tură bună în jurul castelului. Trebuie să-ți mai spun că acest castel este împărțit în 3 mari părți și pentru a-l vizita ai nevoie de minim 2-3 ore. Preluată de otomani pentru ultima dată în anul 1825, a fost distrusă de Ibrahim Pașa și apoi a cunoscut un declin iremediabil. După războiul de independență, regele Otto I al Greciei mută capitala administrativă a Moreei la Sparta, lucru care îl face pe marea majoritate a locuitorilor din Mistras să se retragă în Sparta. Vechiul oraș bizantin a fost complet abandonat în anii 50, iar în anul 1989, ruinele, inclusiv cetatea, palatul, bisericile, rămășițele de casă, dar și mănăstirea principală, au fost înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO. Astăzi, orașul mai este locuit doar de câteva călugărițe ortodoxe care ocupă mănăstirea centrală. Recomandarea mea este să începi explorarea acestui castel de sus. De sus, de acolo, de la partea principală a castelului. Îți recomand cu încredere acest minunat loc. Acum mergem în orășel să mâncăm. Mistra este un oraș special în istorie, deoarece momentul trecerii lui în lumea umbrelor este foarte apropiat de timpurile moderne, adică la mai puțin de 2 secole. Se spune însă că Mistra a murit odată cu căderea Constantinopolului și a civilizației bizantine. Noi suntem în centrul orășelului de munte Mistras, am văzut acest minunat castel și acum am coborât aici să ne plimbăm. Spre deosebire de rămășițele altor orașe dispărute, la Mistra domină scheletele locuințelor particulare, mai umane decât cele publice sau religioase, sau decât cele păstrate de la așezările mult mai vechi sau chiar milenare. Dacă vei ajunge vreodată pe aici, sigur nu îți va părea rău. Aici se încheie episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace! Conținutul acestui videoclip este gratuit. Timpul, echipamentul și deplasările le susținem noi. Tu ne poți susține cu un like și un subscribe. Este gratuit. Vă mulțumesc! Mm-hmm.